Bun regăsit, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canal! Astăzi vreau să avem un clip ceva mai relaxat în care să povestim, să ne spunem argumentat părerile, chiar dacă poate pe unii dintre noi ne va deranja acest lucru. Simt nevoia de ceva timp să vorbesc cu voi despre subiectul ăsta pe care l-am mai atins așa tangențial prin clipurile mele, dar am simțit nevoia să vorbesc un pic mai pe larg și poate să vin cu mai multe argumente, cu lucruri aplicate ca să mă fac mai bine înțeleasă. Și vreau să vorbim astăzi despre fantasy, despre subgenul romantasy mai exact și despre ce a ajuns să însemne de fapt o carte fantasy bună în ziua de astăzi. Și o să avem aici două cazuri aplicate, și anume Mireasa de Ellie Hazelwood și Fostul meu și alte blesteme de Erin Sterling. Ambele cărți au fost traduse anul acesta la noi, chiar dacă cel puțin Fostul meu și alte blesteme știu că a apărut în anul 2021, iar Mireasa a apărut în 2024, deci a și fost publicată recent. Cartea Mireasa am citit-o în luna august, Fostul meu și alte blesteme am început-o la final de august și am terminat-o în 1 septembrie, așa că ambele îmi sunt destul de proaspete în minte. Nu sunt singurele cărți fantasy pe care le-am citit, în cazul în care nu-mi urmăriți constant clipurile, am mai citit și alte cărți fantasy, am citit și primele două sau trei volume, nici nu-mi amintesc, din Regatul Spinilor și al Trandafirilor. Am citit primul volum din Orașul Semilunii și nu sunt singurele, așadar știu cât de cât încotro se îndreaptă genul ăsta, dar ce avem aici mi se pare un pic și mai mult. Și începem cu începutul, începem cu Mireasa, cartea despre care v-am vorbit așa un pic în reading vlogurile mele săptămânale, în săptămâna în care am citit-o, bineînțeles, dar și în repapul lunii august. Este o carte, așa cum ziceam, apărută anul acesta, publicată anul acesta, tradusă anul acesta la cei de la Litera, care are în total 406 pagini. Probabil știți deja, sau dacă nu știți, aflați acum că aceasta este prima carte din genul ăsta fantasy scrisă de Ellie Hazelwood, o autoare care a scris în general romance până acum. Este o carte standalone, nu avem continuare așadar, deci dacă citiți această carte, practic ați cunoscut întregul univers și toate întâmplările posibile dintre aceste personaje. Ca idee centrală avem trei specii la care se face referire: oamenii, vârcolacii și vampirii, iar Mireasa noastră, care este și aici pe copertă, este vampir, în timp ce mirele ei, aflat aici cumva în spate, este vârcolac. De ce ajung cei doi să se căsătorească? Pentru că există riscul ca oamenii să facă o alianță cu vârcolacii, vampirii să rămână în afară și pentru a menține așa un calm, un spirit calm, o atmosferă calmă, se decide această căsătorie între specii și toată lumea să fie fericită. Vreau să vă citesc un pic și sinopsisul și o să vă zic de ce vreau să vi-l citesc. Misery Lark, singura fiică a celui mai puternic consilier vampir din regiunea de sud-vest, este o proscrisă, din nou. Zilele în care a trăit în anonimat printre oameni s-au terminat. A fost chemată să susțină o alianță istorică de menținere a păcii între vampiri și dușmanilor de moarte, vârcolacii, și nu vedea altă soluție decât să se predea la schimb din nou. Vârcolacii sunt nemiloși și imprevizibili, iar conducătorul lor Alpha, Lowie Moreland, nu face excepție. El își conduce haita cu autoritate absolută, dar nu fără dreptate. Și spre deosebire de Consiliul Vampirilor, nici fără sentimente. Din felul în care urmărește fiecare mișcare a lui Misery, este clar că nu are încredere în ea, dacă ar ști cât de multă dreptate are. Pentru că Misery are propriile motive să accepte o căsătorie de conveniență, motive care nu au nimic de a face cu politica sau cu alianțele. Totul are de a face cu singurul lucru la care a ținut vreodată și este dispusă să facă tot ce este nevoie pentru a recupera ceea ce este al ei, chiar dacă asta înseamnă o viață precară pe teritoriul vârcolacilor. Singură cu lupul. Bun. Deci am ținut morții să vă citesc sinopsisul? Pentru a vedea și voi, sau pentru a auzi și voi, faptul că în sinopsis nu se face nicio referire la ideea că această carte ar conține scene interzise minorilor, că ar conține scene erotice explicite,
sau că unele scene v-ar putea deranja pe unii dintre voi cititorii, deci nu ni se spune nimic de genul ăsta, din contră, ne e subliniată ideea că Mirele și Mireasa au pur și simplu o căsătorie de complezență, că, nu știu, vor să facă lucrul ăsta pentru binele speciilor și cam atât. Nici măcar nu ți se induce ideea că se va ajunge la ce se ajunge în carte. Unde mai pui faptul că aici pe copertă, vedeți voi aici jos, scrie pasional, spiritual și primordial în intensitatea lui, romanul de debut în Paranormal al lui Elie Hazelwood prezintă o lume la fel de fascinantă ca și personajele sale. Ok, avem cuvântul pasional, nimic rău în asta, poate atinge tangențial ceea ce urmează să se întâmple în carte, dar eu zic că e departe rău cuvântul pasional de ceea ce se întâmplă. Și mai avem cuvântul paranormal, ceea ce pe mine m-a făcut să cred că e vorba de o carte în care, în lumea noastră, pe care o cunoaștem cu toții, se întâmplă niște lucruri supranaturale. Asta era în mintea mea paranormalul. Adică paranormal mă duce cu gândul la o casă bântuită, mă duce cu gândul la niște puteri ale oamenilor la care poate nu ne-am fi gândit, sau poate la niște forțe care există în jurul nostru. La asta mă duce pe mine gândul când cineva îmi spune paranormal. Dar nu avem nimic de a face cu așa ceva, nu avem fantome, nu avem, nu știu, o lume a oamenilor obișnuită în care pur și simplu se întâmplă ceva inexplicabil, nici pe departe. Vedem din start că această Misery s-a căsătorit. În primul rând și primul lucru care mi s-a părut ciudat, pe măsură ce citeam și încă nu ajunsesem la scene picante, a fost faptul că noi nu prea primim multe detalii despre căsătoria asta. Cum s-a întâmplat, să ni se descrie ceva de la căsătoria respectivă, cumva să ne concentrăm pe ideea de căsătorie, că doar titlul este Mireasa. Adică, dacă îmi spune cineva că o carte se numește Mireasa, mă gândesc că, nu știu, se întâmplă ceva în ziua căsătoriei, că, habar n-am, tânăra are o poveste de viață extraordinară și până la urmă ajunge să găsească un bărbat care s-o merite, poate a avut o viață grea sau... Cam la asta m-aș fi dus cu gândul. Nici de cum la faptul că o cunoaștem direct mireasă cumva și nici vorbă să ne concentrăm prea mult pe căsătoria celor doi. Bun, trecem și peste aspectul ăsta. Ați văzut deja că ni se induce ideea din sinopsis că e vorba despre un cuplu de complezență, cei doi n-au niciun sentiment unul față de celălalt, n-au avut tangențe și așa mai departe, pur și simplu se căsătoresc pentru binele lumii. Și da, să zicem că aș accepta ideea asta dacă s-ar fi menținut lucrul ăsta. Dar se ajunge ulterior la niște scene, ea fiind vampir, el fiind vârcolac. Și încă stau să mă gândesc dacă să caut o anumită scenă de genul ăsta și să vă citesc, pentru că e posibil ca YouTube-ul să-mi cenzureze clipul. Dar cred că o să caut și o să vă las pur și simplu pe ecran pasaje ca să vedeți voi singuri cam la ce mă refer. O să las așa câteva decupaje să le citiți cu ochișorii voștri. Pentru că, în cazul în care nu v-ați dat seama, cam despre asta vreau să vorbesc eu în clipul nostru de astăzi, despre scenele mai mult decât explicite, picante, care sunt introduse în cărțile romantasy de astăzi. Eu înțeleg faptul că tot ce înseamnă zona asta atrage, mai ales când vorbim despre adolescenți, mai ales când vorbim despre cărți pentru tineri, sunt perfect de acord. Dar asta nu înseamnă că trebuie să uiți complet care e subiectul cărții tale. Asta nu înseamnă că scenele respective vor fi mai importante decât tema cărții până la urmă și asta nu înseamnă că nu trebuie să ne avertizezi că urmează să ne prezinți niște intimități extreme. Eu cred că așa ar fi normal. Nu am văzut nicăieri menționat pe copertă, dar mai verific o dată ca să nu vorbesc prostii. Nu am văzut nicăieri pe copertă sau undeva, deși pe copertă ar trebui să scrie asta, că această carte este interzisă minorilor sau e recomandată celor de peste 16 ani măcar,
Nu există așa ceva. Dar o să vă las pasaje și sper să vă lămuriți singuri. Acțiunea din carte și la subiectul cărții până la urmă, că chiar și în cărțile Sandrei Brown, dacă aș citit vreodată cărțile ei, care sunt atât de blamate, o altă tâmpenie din punctul meu de vedere, dar mă rog, chiar și acolo exista un subiect. Personajele alea făceau ceva și aveau un scop să facă anumite lucruri și cartea avea un început, un mijloc și un sfârșit, un deznodământ. Nu rămâneai la urmă cu semne de întrebare și te gândești după ce ai închis cartea, domnule, dar oare despre ce a fost povestea asta? Că nu s-a întâmplat mai nimic sau putea fi rezumată toată întâmplarea în, nu știu, 30 de pagini. Și mi s-a părut și aici că unul la mână, nunta nu a fost prezentată mai deloc, n-am prea intrat în atmosfera de nuntă. Doi la mână, lumea fantastică despre care e vorba ne-a fost puțin spre deloc prezentată. Deci mie nu mi-au rămas elemente din lumea lor efectiv în minte, nici măcar despre, eu știu, obiceiurile vampirilor, obiceiurile vârcolacilor, cum se comportau, spre exemplu, oamenii în lumea respectivă, pentru că și asta mi s-ar fi părut interesant de abordat. Ok, avem o lume în care aceste trei specii conviețuiesc, dar dă-ne niște detalii despre unii, despre alții, care e perspectiva oamenilor, de fapt? Că mi se pare firesc, eu fiind om, eu cititorul fiind om, mi s-ar fi părut firesc să văd ce zic oamenii despre toată nebunia asta și cum li se pare lor faptul că trebuie să trăiască cu vampiri, cu vârcolaci, nu știu, ceva. Nimic. N-am rămas cu nimic din lumea asta. Deci dacă mă întrebați ceva legat de lume, efectiv, n-aș ști să vă zic. Nu vreau să o dăm în extrema cealaltă, spre exemplu, în Orașul Semilunii, primul volum, mi-a fost destul de greu să intru în atmosferă, pentru că au fost atât de multe personaje supranaturale, atât de multe detalii care țineau de lumea în care se întâmplă acțiunea, încât, da, recunosc că în primele 100 de pagini am încercat să mă concentrez încât să înțeleg unde suntem și cu cine suntem și care sunt, de fapt, personajele, fiecare, ce putere are și așa mai departe. Da, să zicem că acea carte e cumva hard fantasy, dacă vreți. N-aș fi vrut neapărat ceva de genul ăla, să ne înțelegem, dar aici nu e nici măcar 10% din ce e în cărțile Sarah J. Maas. Adică e o nebuloasă, nu știu. Ori autoarea a vrut să te lase pur și simplu să-ți imaginezi tu lumea asta cum vrei tu și să-ți imaginezi ce vrei tu, mai puțin scenele picante, pentru că pe alea ți le bagă ea pe gât cu forță așa de la A la Z. Ori, nu știu, ca să nu vă mai zic că în această carte Mireasa, v-ați dat seama, relațiile intime sunt între ea care e vampir și el care e vârcolac. Și ți se oferă niște detalii anatomice acolo de îți vine să arunci cartea pe geam, sinceră să fiu. Deci, efectiv,
mai convine să zic că doar o minte bolnavă poate să se gândească la așa ceva, dar mai să și scrie lucrurile alea în detaliu. Deci, efectiv, n-aș ști cui să recomand această carte. Unul la mână, n-aș recomanda-o copiilor sau adolescenților, pentru că, clar, acele scene nu sunt pentru ei. Doi la mână, n-aș recomanda cartea adulților, că dacă mă întrebați acum, ok, și care a fost până la urmă povestea cărții, povestește-mi și mie cartea asta, păi nu prea știi ce să vă zic, că nu prea am rămas cu mare lucru. Deci un adult care probabil n-ar fi impresionat de acele scene picante, n-ar ști care a fost subiectul cărții. Ok, ăștia doi s-au căsătorit din complezență și ce s-a întâmplat? Există un motiv al ei acolo, al lui Misery, după cum ni se spune și în sinopsis, care e un motiv ascuns pentru care cumva acceptă această căsătorie și speră să rezolve un mister foarte important pentru ea. Înțeleg, ne învârtim cumva și în jurul acestui mister, dar e ceva tangențial, așa, adică în mintea ei în niciun caz nu e acel mister în permanență, că sincer acum, dacă ajungi să te și căsătorești cu cineva din complezență, cu speranța că îți rezolvi tu o problemă majoră, păi eu cred că problema aia majoră, nu știu, îți stă în permanență pe creier și nu te lasă să te concentrezi pe nimic altceva. În schimb, Mizeria noastră se concentrează foarte bine pe tot ce înseamnă intimitate cu vârcolacul. Deci, nu, o aberație totală din punctul meu de vedere. A primit 2 stele din 5 din partea mea, dar asta cu indulgență. Nici nu știu de ce, sincer, că am stat așa în cum până să-i dau o singură stea, dar în general am dat o singură stea acelor cărți care chiar n-au nicio logică și acțiunea e alandala total. Nu a fost cazul aici, dar v-am zis 2 stele cu indulgență, pentru că am legat eu așa în mintea mea cât de cât acțiunile și am încercat să fac abstracție de acele scene complet inutile. Cred că suntem cititori suficient de inteligenți încât să înțelegem că două personaje au relații intime și dacă nu ne spui lucrul ăsta cu subiect și predicat și descriindu-ne scenele în 10 de pagini. Adică nu cred că suntem chiar atât de încuiați. Da, bun, că am vorbit destul despre Mireasa, să vorbim și despre Fostul meu și alte blesteme. O să vă citesc și de aici sinopsisul. Niciodată să nu amesteci vrăjitoria cu vodka. În urmă cu 9 ani, atenție că e un aspect important, Vivian Jones și-a vindecat inima frântă așa cum ar face-o orice tânără vrăjitoare. Vodka, muzică lacrimogenă, băi cu spumă și un blestem asupra groaznicului fost iubit. Desigur, Vivi știe că nu ar trebui să-și folosească magia în acest fel, dar având la îndemână doar o lumânare parfumată, nu se teme că îi va provoca fostului ceva mai rău decât o zi sau două în care să-i stea părul aiurea. Asta până când Riz Penhallow, descendent al strămoșilor din oraș, distrugător de inimi și în mod enervant la fel de superb ca întotdeauna, se întoarce în Graves Glen, Georgia, ceea ce ar trebui să fie o călătorie rapidă pentru a reîncărca liniile energetice de magie ale orașului și pentru a-și face apariția la festivalul anual de toamnă, se transformă într-un dezastru. O calamitate urmată de alta îl lovesc pe Riz și Vivi își dă seama că micul ei blestem prostesc s-ar putea să nu fi fost atât de inofensiv până la urmă. Dintr-o dată, Graves Glen este atacat de jucării criminale, o fantomă supărată își face apariția, iar motanul lor începe să aibă lucruri interesante de spus. N-aș zice. Vivi și Riz trebuie să ignore chimia lor ieșită din comun și să lucreze împreună pentru a salva orașul și a găsi o modalitate de a rupe blestemul despărțirii înainte de a fi prea târziu. Bun. Deci, avem aici așadar o poveste între doi foști iubiți care au fost împreună în urmă cu 9 ani, pe vremea când ea cel puțin, dar cred că și el e de aceeași vârstă, avea 19 ani. Deci acum are 28 la un calcul simplu. Relația lor, să ne înțelegem foarte bine, a durat 3 luni. 3 luni a durat relația dintre ei pe vremea când aveau 19 ani. Și ce se întâmplă acum, după 9 ani, când ei se reîntâlnesc, 9 ani în care n-au avut nicio legătură unul cu celălalt, nu s-au mai întâlnit, n-au mai comunicat, nu au interacționat în niciun fel, cei doi se reîntâlnesc aparent obligați de împrejurări. Și ce să vezi, după 2-3 interacțiuni,
totul e roz între ei, totul e lapte și miere, nimeni nu mai ține cont de ce s-a întâmplat, pur și simplu se aprind niște sentimente între ei, de zici că, nu știu, au fost împreună vreo 5 ani, 10 ani, totul a fost extraordinar, au fost alături unul de celălalt în cele mai cumplite momente ale vieții și acum că s-au reîntâlnit, s-a reaprins flacăra iubirii. Să fie așa după o relație de 3 luni pe care ai avut-o în urmă cu 9 ani? Nici nu știu dacă ai mai ține minte o relație de 3 luni după 9 ani. Să fim bineînțeleși, nu s-a întâmplat nimic extraordinar între cei doi în acele 3 luni. Nu știu, Doamne ferește, să spui că unul a avut o boală cumplită și celălalt a fost alături sau cei doi au suferit un accident și au scăpat și chestia asta i-a legat cumva pe viață sau... Nu! A fost pur și simplu o relație, s-a terminat pentru că el o înșelase, lucru... despre care nu ni se oferă prea multe detalii, ni se spune la un moment dat că de fapt nici n-a fost înșelat pentru că el era logodit cu altcineva, pentru că așa i-a cerut familia lui, nu pentru că era dorința lui. Cumva era o căsătorie aranjată, urma să fie o căsătorie aranjată. Nu știu exact de ce s-a terminat acea căsătorie, pentru că nu s-a insistat prea mult asupra subiectului. Din nou, nu mai contează detaliile poveștii, contează doar scenele care urmează între ei doi. Că, de fapt, despre asta vorbim astăzi, nu despre cărți care uită că au de vorbit despre niște subiecte și se concentrează pe niște scene descrise în detaliu, habar n-am pentru ce. Avem așadar acest cuplu care se reunește. Ce să vezi, băiatul e urmărit de ghinioane din cauza blestemului de acum 9 ani, dar ce mi s-a părut ciudat a fost că acest blestem nu s-a manifestat cât timp băiatul a fost plecat din oraș. Acum, pur și simplu, când se întoarce, încep să-l lovească ghinioanele și când spun să-l lovească ghinioanele, nu vă gândiți la niște chestiuni extreme. Spre exemplu, când ajunge în localitate, face pană la mașină sau, mă rog, se defectează mașina sau lucruri de genul ăsta. Deci nu, habar n-am, nu vă gândiți la niște ghinioane teribile sau ceva care să fie foarte, foarte grav. Bun. Cei doi, v-am zis, se reapropie brusc și subit. Deși în unele momente simt că sunt în pericol, că, spre exemplu, ați văzut acolo pe coperta 4, ni se vorbește despre o fantomă. Este o fantomă care aparent vrea să se răzbune pentru ceva sau e o fantomă supărată, asta cu siguranță, și la un moment dat în scenă apare această fantomă, în timp ce ei doi s-au ascuns într-un fel de debara, să zic. Ce se întâmplă în timp ce fantoma aia urla pe acolo de nebună și își făcea jocurile? Cei doi se atingeau, era totul așa de romantic și de senzual între ei doi și chiar erotic pe locuri. Cartea asta în serios? Sau ce vrei să-mi spui de fapt? Sau care e subiectul cărții până la urmă? În fine, nu e singura scenă deplasată de genul ăsta. Au fost mai multe în care... Nu știu, mi se pare că autoarea s-a făcut pur și simplu de râs. Deci, în momente cheie ale cărții, de fapt, personajele tale să se hârjonească și să fie totul dus spre latura aceea erotică...
Nici nu știu ce să zic despre asta. Pur și simplu, atât de în serios am luat și eu cartea, astfel că i-am dat 3 stele din 5 pe Goodreads, pentru că pot spune că primele 10 de pagini și ultimele vreo 30 de pagini, autoarea își amintește că are de scris o carte cu un subiect și că nu totul se leagă de relațiile intime dintre cei doi și că probabil ne-a descris destule lucruri în paginile respective încât să mai scrie ceva și despre povestea în sine, că de-aia ne-am adunat aici, nu? Ca să aflăm ceva până la sfârșitul cărții. Și aflăm câte ceva la finalul cărții, dacă s-ar fi menținut pe aceeași linie povestea și dacă ar fi fost un pic mai profundă când vorbim despre acțiuni, despre întâmplări, despre acest blestem pe care se chinuie să-l rupă, despre fantoma respectivă, despre trecutul comunității respective, poate ar fi putut să fie o carte ceva mai bună. Dar așa, nu știu, am citit 10 de pagini inutile pe care pot să le rup din carte, să las începutul și sfârșitul și să zicem că am cam înțeles despre ce trebuia să fie povestea asta. O carte, v-am zis, publicată în 2021, aceasta nu va fi un stand-alone, are în total 3 volume, deci cu tot cu acesta vor fi 3 cărți în total. Volumul 3 o să apară chiar în luna octombrie a acestui an. Atunci va fi publicat, nu știu când va fi tradus, acesta a fost tradus destul de recent la cei de la Librex. Partea bună, dacă vreți, e că e o carte destul de comod de citit și scrisul mi-a plăcut foarte mult și faptul că se deschide destul de ușor cartea, deci din punctul ăsta de vedere, da. Dar nu e meritul autoarei și nici de cum meritul traducerii sau meritul poveștii în sine. E un format plăcut ăsta de la Librex și mă bucur că au început și ei să tipărească volume. Deci cam asta ar fi și cu Fostul meu și alte blesteme, din nou o carte care uită pur și simplu de ce a fost scrisă și se pierde prin niște detalii de care efectiv n-ai nevoie, nu înțeleg. Nu înțeleg cărțile în care ți sunt introduse scene doar pentru a fi introduse, dar nu te ajută cu nimic în poveste. Adică de ce să-mi pierd timpul să citesc cum doi oameni sunt intimi unul cu celălalt și să citesc lucrul ăsta așa repetitiv, când de fapt nu ăsta e subiectul cărții, că dacă mi-ai fi scris pe copertă un titlu de genul cum se reaprinde flacăra după 9 ani sau cum rupem așternuturile acum la 9 ani distanță sau habar n-am, poate că da, ar fi fost greșeala mea dacă aș fi cumpărat cartea asta, aș fi citit-o și nu mi-ar fi plăcut. Dar așa mai e și Fostul meu și alte blesteme, Fostul meu care de fapt e actualul meu după 50 de pagini. Nu. Cam despre asta am vrut să vă vorbesc astăzi, să împărtășesc cu voi gândurile mele și sper că și voi le veți împărtăși pe ale voastre cu mine jos în comentarii. Bineînțeles, argumentat, atât vă rog, nu ne atacăm între noi, nu am venit aici nici să desfințez vreo autoare, nici să desfințez vreo carte, nici să vă zic, băi, nu citiți cartea asta că nu știu ce se întâmplă, e alegerea fiecăruia să facă ceea ce își dorește. Poate cei care n-au citit cărțile acestea o să vă treziți că după ce le citiți vor deveni favoritele voastre. Nu e nimic de judecat sau de condamnat aici, gusturile nu se discută, nu sunt genul de cititor care să-i condamne pe cei care citesc nici măcar Sandra Brown, din contră, îi apreciez că citesc ceva și că pun mâna pe o carte în loc să facă orice altceva, poate destructiv sau total irelevant pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea lor ca persoane. Vreau doar să-mi spuneți dacă v-au plăcut aceste două cărți în principal, ce părere ați avut despre ele, ce anume v-a plăcut la ele, ce nu v-a plăcut, dacă le-ați citit și ați avut o altă părere decât mine, nu neapărat pozitivă, dar poate din punct de vedere negativ v-a mai atras ceva atenția, pentru orice vă aștept jos în comentarii. Repet, nu sunt pudică, nu mă deranjează scenele de genul ăsta, mă deranjează când ele sunt abundente, când sunt mai detaliate decât povestea în sine, când închid cartea și la final mi-a rămas în minte doar chestia asta, că mi-ai prezentat niște scene picante pe care eu nu mi le doream, că nu de asta am pus mâna pe carte, niște scene despre care nu sunt atenționat eu ca cititor din niciun punct de vedere. Nu mi spui nicăieri că ar trebui să fiu atentă și dacă am 12 ani poate să nu citesc cartea asta.
Nu-mi place ideea că cei care scriu astfel de cărți ne consideră atât de proști încât cred că noi nu ne prindem că cei doi sau cele două personaje se apropie dacă ei folosesc altfel de cuvinte. Nu știu de ce e obligatoriu să ni se prezinte lucrurile astea în detaliu. Și ce e cel mai trist, poate, din tot ce v-am zis astăzi, e că aceste cărți sunt scrise de femei. Și am zis eu și pe Goodreads când am scris recenzia pentru Fostul meu și alte blesteme, că mi-aș dori ca următorul fantasy pe care îl citesc să fie un fantasy scris de un bărbat, pentru că vreau să văd dacă și bărbații o iau așa pe cărări, pe arătură și se duc pe câmpii și uită de fapt despre ce au vrut să scrie cartea respectivă. Pentru că am impresia că în ultima vreme se publică atât sau se traduc la noi cărți atât de multe scrise de femei. Nu știu, eu cred că dacă pun o comandă acum pe un anumit site și chiar o să verific lucrul ăsta pentru că am de filmat și niște book-haul-uri, chiar vreau să fiu atentă la aspectul ăsta dacă am nimerit în coș vreo carte scrisă de un bărbat. Pentru că nu pun comenzile în funcție de autori, ci pun comenzile în funcție de cărți. Și chiar sunt curioasă dacă s-a nimerit și vreun bărbat pe acolo. Dar dacă revenim la genul fantasy, da, chiar mi-aș dori să caut un fantasy scris de un bărbat. Dar de preferat ar fi un fantasy contemporan. Să văd dacă și acolo ne ducem și înroșim tot ce se poate, de la pagini, la litere, la imagini, la tot ce inducem cititorului să fie așa totul cu roșu și cu acel pătrat roșu, cum era pe vremuri, dacă mai știți, când la televizor eram atenționați că un anumit program nu este recomandat persoanelor sub 18 ani. Cam asta am vrut să vă zic eu astăzi, m-am răcorit așa și în sfârșit am abordat acest subiect pentru că de multă vreme voiam să dedic un clip acestui subiect, iată că am făcut-o. Vă aștept jos în comentarii cu orice părere, nu judec pe nimeni. Spuneți-mi ce alte cărți de genul ăsta ați citit în care ați observat aceleași lucruri, cum că scenele astea picante abundă și sunt mai detaliate decât orice din carte. Spuneți-mi și ce alt fel de fantasy ați citit în care autorul chiar îți prezintă subiectul la care te așteptai și nu scenele de genul ăsta și, bineînțeles, o să ne revedem curând. Nu știu exact când public acest clip, pentru că îl filmez în săptămâna mea de concediu și am zis să îmi fac așa un stoc de clipuri pe care să le postez periodic, dar oricum o să ne revedem curând. Toate cele bune!